Cafeaua cu aroma sa intensă și gustul revigorant este o băutură preferată pentru numeroși români. Cu toate acestea, în timp ce mulți o consumă cu moderație, există și o parte a populației care dezvoltă o dependență de cafea. Este cafeaua cu adevărat un elixir inofensiv sau poate deveni o capcană pentru sănătatea noastră? Iată care sunt efectele negative ale dependenței de cafea și cum putem gestiona această dependență. Dependența de cafea poate fi definită ca o nevoie compulsivă de a consuma această licoare în mod regulat, în special pentru a evita simptomele de sevraj. Aceasta este adesea asociată cu obiceiul de a bea cafea zilnic și cu dezvoltarea unei toleranțe crescute la cofeină. Cafeaua conține cofeină, un stimulant care acționează asupra sistemului nervos central, creând o senzație de energie și vigilență. Consumul frecvent poate duce la dependență psihologică. Crearea unui obicei zilnic de a bea cafea poate contribui la dezvoltarea dependenței. O regulată de consum poate duce la dependență comportamentală. Efectele negative ale dependenței de cafea: insomnie și tulburări de somn, creșterea tensiunii arteriale, tulburări digestive, anxietate și agitație. Cum să faci să renunți la cafea? Reducerea treptată. Renunțarea bruscă la cafea poate duce la simptome severe de sevraj. Hidratare și alimentație sănătoasă. O hidratare adecvată și o alimentație echilibrată pot ajuta la gestionarea simptomelor de sevraj. Exerciții fizice. Activitatea fizică regulată poate ajuta la reducerea dependenței și la îmbunătățirea stării de spirit. Înlocuirea cu alternative sănătoase Înlocuirea cafelei cu alternative sănătoase, precum ceaiul verde sau infuzie de plante, poate fi o opțiune bună. Cafeaua poate fi un deliciu și o sursă de energie, dar este important să fim conștienți de riscurile asociate cu dependența de cafea. Prin gestionarea consumului și adoptarea unui stil de viață sănătos, putem să ne bucurăm de beneficiile cafelei fără a cădea în capcana dependenței. Relatează realitatea.net